Cine ia campionatul, domnule Stăniță? Păi cine îi vrea să spun acum? Nu pot să spun cine ia campionatul, dar cele mai mari șanse la campionat le are FCSB-ul. Le are FCSB-ul. Cele mai mari șanse la campionat. Așa cum altă dată când era CFR-ul pe primul loc, spuneam despre CFR, pentru că dacă îți dai bine să te gândești, sunt la mâna lor, ei trebuie să păstreze un avans de puncte pe care le-au acumulat deja. Dar lupta, credeți că se dă tot? Se dă între... în continuare. Se dă, da, în continuare. Zic, se dă între FCSB și CFR? Măi, vreau să spun ceva. Sau intră depinde și depinde foarte și mult de ce se va întâmpla în această perioadă transferării. Noi ne-am obișnuit. Noi ne-am obișnuit cu echipe standard. Coman, știu eu, Companio... Nu știu care în partea de aia. Da, da. Cum vi se pare un pic? Vorbesc de transferul. Luis Felipe Babal Hassan până acum la FCSB. Interesant. Interesant. Pot fi jucători ce se impun? Depinde. Depinde. Asta ceva. Când fac pariul acum cât se impun. Să-i vedem cum se acomodează la o echipă care trebuie să câștige etapă de etapă, care e sub presiune etapă de etapă, care e urmărită și în... focusul vostru tot timpul și trebuie să fii extrem de atent ceea ce faci, ceea ce spui, ceea ce exprimi, mă rog, sunt riscurile de rigoare în momentul când ai un jucător. Au fost experiențe reușite, experiențe nereușite.